Bine ați venit la conferința de presă organizată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, conferință ocazionată de un eveniment cu totul și cu totul special în viața județului nostru și în deosebirea învățământului, organizarea Olimpiadei Naționale de Fizică, ediția 51, din câte știu, la Vaslui 2015, an de referință pentru vasluieni și pentru toți și pentru bârlăteni, pentru că este anul nașterii marelui savant, om de știință, Ștefan Procopiu. Îmi face o deosebită plăcere să am alături pe domnul președinte al Comisiei Naționale a Olimpiadei de Fizică, domnul profesor conferențiar universitar doctor, decan al Facultății de Fizică Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Sebastian Popescu. De asemenea, alături de mine se află și doamna inspector Irina Dumitrașcu, colega noastră, și domnul Cristinel Popa, profesor de fizică, director al Casei Corpului Didactic și împreună cred că cei trei au fost cei care au adus Olimpiada Națională de Fizică la Vaslui. De asemenea, am ținut să fie prezenți la această conferință de presă și colegii noștri din Comisia Județeană, care ne-au ajutat și ne ajută foarte mult în organizarea acestei competiții. Aș dori, înainte de a da cuvântul domnului președinte, să vă spun că în fiecare an județul Vaslui are alocat un număr de locuri la olimpiadele naționale pe toate disciplinele. Și acesta variază undeva între 190 și 200 de elevi, funcție de rezultatele anului școlar anterior. Îmi face plăcere să vă anunț că anul acesta avem 207 elevi participanți la olimpiadele naționale pe discipline, deci atât un număr mai mare, ceea ce înseamnă că anul trecut au fost rezultate frumoase. Și totodată cred că este o premieră să avem deja în momentul acesta 3 elevi olimpici calificați la etapele internaționale. Și vorbim de elevul Sâmbotin Vlad, de la clasa 10-a, calificat la Olimpiada Internațională de Științe, profesor Romașcu Gianina, de eleva Petroaie Denisa, de la Liceul Mihail Cogălicianu și Vlad, de asemenea, de la Liceul Mihail Cogălicianu, calificată această elevă la Olimpiada Internațională de Lingvistică și ultimul rezultat la Olimpiada de Neogreacă de săptămâna trecută, eleva Ghenge Ana Maria de la Colegiul Național Gheorghe Roșca Codranu din Bârlad, ajutată de Uniunea Elena. Desigur, vă imaginați că așteptăm în urma acestei săptămâni și alte calificări și de ce nu să fie un an cu totul special și reprezentativ pentru învățământul din județul Vaslui. La această olimpiadă sunt înscriși 526 de elevi, dintre care 10 vin din Republica Moldova. Sunt prezenți, or să fie prezenți la Vaslui, 110 profesori. Școlile care s-au implicat în organizarea Olimpiadei Naționale de Fizică sunt Liceul Ștefan Procopiu din Vaslui, Liceul Ion Mincu din Vaslui, Liceul Mihail Cogălicianu din Vaslui și Școala Constantin Parfene din Vaslui. Îl așteptăm de asemenea și pe domnul președinte executiv al Comisiei Naționale, domnul inspector general din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, domnul profesor Sorin Trocaru. Am trecut din 8 ani. Dacă ținem conferința de presă un pic mai mult, s-ar putea să ajungă și dumnealui. În continuare o să rog pe domnul președinte să ne spună câteva cuvinte și apoi o să dau cuvântul doamnei inspector Dumitrașcu să vă prezinte activitățile din zilele următoare. Fac eu precizarea că deschiderea Festiva Olimpiadei Naționale va fi în data de sâmbătă la Casa de Cultură din Vaslui la ora 16. Iar festivitatea de premiere va fi în săptămâna următoare, joi, pe 9 aprilie, la ora 9, de asemenea la Casa de Cultură. Vă rog, domnule. Mulțumesc. Bună ziua! Mă bucur că suntem astăzi aici, la Vaslui,
într-un an, așa cum spunea doamna inspector general, se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Ștefan Procopiu, una dintre personalitățile de mare marcă ale fizicii românești și mondiale. Un loc în care, de-a lungul timpului, au existat preocupări serioase pentru studiul fizicii și pentru obținerea performanțelor la fizică. Știți toți dintre dumneavoastră, și poate chiar mai bine decât mine, că județul Vaslui a avut rezultate importante la toate competițiile care implică fizica în toți anii. Nu știu dacă a existat vreun an la care, mă uit pe domnul profesor Popa, la care lotul oricărui concurs ce implică fizica s-a întors acasă fără vreo distincție. Prin urmare, suntem într-un loc în țară în care performanța e cumva la ea acasă și era normal ca desfășurarea Olimpiadei Naționale de Fizică să cunoască și tărâmurile vasluiene. Ideea desfășurării Olimpiadei Naționale de Fizică la Vaslui, chiar ediția din acest an, a apărut acum aproape 2 ani, cred, tot cu prilejul unui concurs de fizică, când doi profesori inimoși, unul dintre ei se află în stânga mea, celălalt nu este în sală, domnul profesor Angheluță, de la Liceul Gheorghe Roșca Codreanu, din Bârlad, au venit cu ideea și cu dorința de a organiza Olimpiada Națională de Fizică la Vaslui. Este un pas important, este un act de curaj pentru că un concurs de o asemenea ambergură cu peste 500 de elevi, peste 100 de profesori, necesită resurse importante și necesită, pe lângă o strategie foarte bine pusă la punct, o desfășurare logistică de amploare. Colegii mei care sunt în sală și care s-au ocupat de organizare până acum știu exact numărul nopților nedormite, știu exact numărul agendelor în care au notat ce au de făcut a doua zi. Probabil unii, dacă au fost excesiv de ocupați, au mai implicat și restul familiei pentru a le aminti măcar ceva, dacă nu, să îi ajute să ducă la bun sfârșit câte una sau alta dintre sarcini. Una peste alta, vorba comunicărilor sportivi, nu e simplu deloc să organizezi un concurs național. Bucătăria nu se vede niciodată, ceea ce se vede sunt condițiile de concurs, sunt facilitățile care sunt puse la dispoziția participanților și a profesorilor însoțitori, a Comisiei Centrale, sunt rezultatele. Ce rămâne în urmă? Rămâne bucuria organizării unui eveniment reușit, rămân cele câteva cuvinte de mulțumesc din partea delegaților care s-au simțit foarte bine aici. Sperăm. Și eu sunt convins că așa va fi. Întotdeauna în Moldova, toți care vin din toată țara se simt foarte bine. Și Vaslui nu este excepție. Eu am fost atunci când mi s-a propus ca Olimpiada să aibă loc la Vaslui, am fost bucuros, am fost încântat de acest lucru. Am fost ușor mirat din motivele pe care le-am expus mai devreme, de curajul și de, știu eu, disponibilitatea extraordinară a celor doi profesori să pornească la un așa drum. Dar am fost convins că fizicienii județului Vaslui se pot mobiliza și pot merge toți în aceeași direcție, astfel încât să iasă un eveniment reușit. Sunt convins, dumneavoastră, veți monitoriza toată săptămâna, probabil, ce se va întâmpla la acest concurs și sunt convins că veți auzi, dacă veți intervieva elevi, profesori, însoțitori, că vor spune lucrurile așa cum le percep ei și sunt convins că vor spune lucruri frumoase și lucruri de bine. Eu nu am făcut atunci decât să spun un da rotund și împreună cu cei doi colegi
pe care i-am menționat mai devreme, să purtăm o discuție cu reprezentantul Ministerului Educației, care este unul dintre, sau principalul organizator al olimpiadelor școlare. Am obținut și acordul dumnealui și de atunci lucrurile au rămas băgute în cuie. Totul a durat, cred că, o discuție sub 10 minute. Pentru că întrebările au fost clare, răspunsurile au fost și mai limpezi, așa încât știam exact pe ce poziție ne aflăm toți. Ce s-a întâmplat mai departe mi este mai puțin cunoscut și sunt convins că zbaterile de aici, care au condus spre ceea ce avem astăzi și spre deschiderea de sâmbătă, nu le veți auzi, nu le veți cunoaște decât poate peste o vreme când subiectul nu va mai fi de actualitate și nu va mai apărea în paginile ziarilor sau la televizor, însă le veți auzi de la unii dintre prietenii dumneavoastră care întâmplător sunt profesori de fizică și care vă vor spune cât efort ia să te ocupi de organizarea unei competiții la asemenea nivel. Celălalt organizator al Olimpiadei Naționale de Fizică este Societatea Română de Fizică, care este o societate profesională, așa cum există în toată lumea normală, în toată lumea civilizată, societate din care fac parte, atât cei doi profesori care au jucat rolul de ferment, de catalizator pentru această competiție, cât și mulți alții, care înțeleg că doar sprijiniți sau sprijinindu-se unii pe alții într-o societate profesională pot avea izbânzi mai multe în meseria pe care o practică. Cam fiecare an în ultima vreme, Societatea Română de Fizică acordă medalii elevilor, acordă mențiuni de onoare după regulamentul Olimpiadei Internaționale de Fizică. Toate aceste distincții servesc pentru alocarea numărului de locuri suplimentare fiecărui județ pentru competiția de anul viitor. Doamna Inspector General v-a spus întreagă că numărul locurilor pentru fiecare județ la fiecare concurs școlar este stabilit în funcție de performanțele obținute de către lotul județului în anul precedent la competiție. La fizică acest lucru se face în funcție de medaliile și de diplomele de onoare obținute de către ele. Și acest lucru este unul cât se poate de clar, această metodă de alocare, cât se poate de transparent, poate fi anticipată, când fiecare profesor putând face calcule din vreme, să vadă pe câte locuri mizează județul pentru anul viitor. Este o metodă foarte importantă pentru că cu ajutorul ei se pot stabili așa numitele eficiențe ale participării și se pot compara în timp pentru același județ o evoluție sau o stagnare în ceea ce privește rezultatele elevilor. Este important pentru că este un indicator care spune care este, cum se modifică interesul generațiilor succesive de elevi, profesorii fiind aceiași, dacă ar fi aceiași elevi, ar obține aceleași rezultate. Dacă toți ar fi în starea fizică și psihică cea mai bună în ziua de concurs. Însă generațiile se schimbă și de aceea și rezultatele fluctuează. Ce aș vrea eu să spun ca mesaj către dumneavoastră este că trăiesc în continuare aceeași uimire, aceeași bucurie, văzând profesorii de fizică din România cât timp suplimentar alocă pentru pregătirea elevilor pentru concursurile școlare, cât de multe sacrifică pentru ca elevii să-și îndeplinească aspirațiile, să vadă că pot ajunge în vârf, să-i susțină pentru a-i sprijini în devenirea acestora. Este un lucru lăudabil, mai ales într-o societate în care rolul profesorului nu mai este unul central, ci din nefericire este unul suficient de periferic. O spun asta cu mâhnire, deoarece în orice țară normală, chiar și în cele anormale, cum a fost România de până în 89,
profesorul avea un statut social bine definit și era înspre centrul societății. Cu toate acestea, a mai rămas o sumă de oameni inimoși în toată țara care își practică meseria cu pasiune și își dedică tot timpul liber elevilor. Acest lucru este lăudabil și acest lucru cred că trebuie subliniat de câte ori avem ocazia. În pofida salarizării mici, împotriva greutăților de toate felurile, există oameni inimoși oriunde mergem, oameni care trebuie lăudați și oameni în fața cărora putem cu toată convingerea să ne înclinăm pentru că o merită din plin, măcar ca minim semn de mulțumire. Eu vă felicit pe toți organizatorii pentru că știu că ați făcut eforturi serioase și aștept finalul concursului să vă văd relaxați, că ați terminat ceea ce a fost mai greu, să, pe unii dintre dumneavoastră probabil am să-i văd și mândri că elevii pe care i-au pregătit au obținut rezultate frumoase. Însă, pe toți sper să vă văd satisfăcuți și mulțumiți că totul s-a încheiat cu bine și că participanții au plecat de aici cu amintiri frumoase și că nu au pe scara trenului sau pe scara autocarului fără să vă mulțumească pentru vestita ospitalitate. Succes doresc întregului concurs pentru că elevii merită cei mai buni, ei sunt cei mai buni elevi din țară la fizică și sunt convins că organizatorii s-au străduit să le pregătească ce au putut ei, astfel încât să se simtă cât mai bine și să fie cât mai provocați la această ediție vasuliană a Olimpiadei Naționale de Fizică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor, în primul rând pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o de a organiza acest mare eveniment la Vaslui. Într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, este un mare curaj, dar iată că n-am dus lipsă de acest curaj, am acceptat cu plăcere, ca o mare provocare, atunci când colegul meu, Cristinel Popa, cred că m-a sunat sau s-a întors de la Olimpiada acum 3 ani și mi-a spus ce zice dacă am aduce Olimpiada Națională la Vaslui. Și am zis da, de ce nu? Ne-am încălzit în anii trecuți cu 2 concursuri naționale. Primul pe care l-am organizat noi, concurs național de limba neogreacă la Bârlad și anul trecut concursul național cultură și spiritualitate, un concurs de asemenea foarte frumos și interesant care de regulă se desfășoară la Putna. De fiecare dată am ieșit foarte bine din aceste concursuri, am fost foarte apreciați pentru organizare și pentru ospitalitate și sper că și de data aceasta să nu ne dezmințim. Sigur, sunt luni și luni de eforturi uriașe. De la bun început am avut sprijinul mediei vasluiene, care au popularizat informațiile. Noi am realizat un site de prezentare a Olimpiadei Naționale, această ediție, și cred că a fost căutat și toate informațiile au apărut foarte frumos în presă. Vă mulțumesc și aș vrea să mulțumesc în mod deosebit unui director de cotidian care s-a implicat un pic mai mult, este vorba de domnul Lucian Timofticiuc și cred că, așa cum cred că știți și dumneavoastră, colegii dumnealui, motivul principal, cred, pentru această implicare este că a studiat fizica la bază. Și sigur că da, a fost și dumnealui încântat de prezența acestui eveniment la Vaslui și mulțumim pentru colaborare. În continuare, o rog pe doamna Dumitrașcu să prezinte programul Olimpiadei. După efortul colegilor care au fost amintit, mi-a revenit sarcina de organizator, evident, în colaborare. Și în urma demersului, am reușit să acoperim cam toate aspectele care ne-ar interesa, atât de cazare, cât și de masă, cât și de spații, și de siguranța elevilor. Competiția va începe cu o deschidere la
Casa de Cultură Vaslui, în data de 4, la ora 16, va continua cu proba practică, duminică 5 aprilie, probă ce de asemenea necesită un efort important, având în vedere că se va desfășura în 4 locații, la LMK, la școala 3, la liceul tehnologic Ion Micu și la liceul Ștefan Procopiu Vaslui. Astfel încât elevii să aibă condiții optime pentru desfășurarea probei respective. Proba teoretică va avea loc luni, 6 aprilie, se va restrânge numai pe cele două licee, Ștefan Procopiu și liceul tehnologic Ion Micu Vaslui. La liceul Ștefan Procopiu Vaslui va avea loc proba teoretică pentru elevii de liceu, iar la liceul tehnologic Ion Micu va avea loc proba teoretică pentru elevii de gimnaziu, care depășesc vreo 277 de toți. Deci efortul este imens, organizarea sperăm să fie impecabilă, mobilizarea, zicem noi că este cea corespunzătoare, și deja membrii din Comisia Centrală au sosit, sunt la lucru, am verificat dimineață sălile de clasă, condițiile de cazare, de masă, toate liceele corespund, au fost mulțumiți de cum au fost prezentate condițiile de examinare. Toate aceste rezultate de până acum, din punct de vedere organizatoric, nu s-ar fi putut realiza dacă nu am fi avut sprijinul și înțelegerea factorilor de decizie de la nivel municipal județean, cum ar fi primăria, Consiliul Județean, prefectura și o listă întreagă de agenți economici care ne sponsorizează necondiționat, tot din dorința de a sprijini performanța, în cazul de față, la fizică, performanța vasluiană și de a fi în regulă cu această acțiune. Dintre sponsorii principali, care sper că se văd pe banner, pot să amintesc pe lângă primărie și Consiliul Județean, Casa Corpului Didactic, ISJ-ul și Asociația noastră a Profesorilor de Fizică, Profizica, Fundația EMAG, așa cum spunea și domnul decan, respectiv președintele Olimpiadei, care a făcut sau sponsorizează premiile, emiterea medaliilor, Radical Group, Safir, BCR, Vascar, Morandi, specialistul care ne-a asigurat toate materialele acestea de identitate vizuală a acțiunii, și cu contribuții destul de semnificative din partea altor asociații, cum ar fi Ioannis, Total Computer, Promat Craiova, Nirvana, Elite Construct, Silver Mall, Mira Telecom, BCR Asigurări și Gaz Est, Serie de Florii, Crismona și alții. De asemenea, avem sprijinul unor colegi împătimiți, domnul profesor Uliu, care vine cu o serie de premii speciale pe care le va acorda strict elevilor de clasa 12-a care au rezultate și care participă pentru ultima dată la o astfel de olimpiadă din fizică în cadrul nostru. S-au mai anunțat și alte universități, inclusiv cea din Cluj, care vine să promoveze performanța, să susțină performanța prin promovarea universității și a facilităților care există la acea universitate și prin alocarea de asemenea unor premii acordate elevilor și unor rezultate așa cum le consideră dumnealor. Să zicem că de azi începând acțiunea este demarată. Startul, de asemenea, ar fi de menționat că mai sunt și momente de relaxare, sperăm plăcute pentru micii fizicieni.
vor avea o zi în care ei au optat să viziteze Iașul, să meargă la Facultatea de Fizică din Iași, unde, unde vor fi primiți în mod deosebit cu un program special și, de asemenea, dacă doresc să viziteze planetarul din Cârla, din Iașul s-a înscris deja. Vasile Bârba. Da. Și la final, noi dorim să le organizăm și o seară festivă, atât pentru copii, cred că merită la final ca să se distreze și ei, și de asemenea o cină festivă și pentru profesori.